Salut! Sunt Robert și vreau să vorbesc în filmulețul ăsta despre o chestie pe care am remarcat-o și o chestie legată de muzică. Nu știu dacă ascultați, probabil că ascultați și voi muzică, diverse genuri și mie îmi place să fac asta. Și totul a plecat de la... Adică analiza asta e una personală pe care am făcut-o și ceea ce o să-ți prezint în filmulețul ăsta este doar o chestie personală. Adică nu... N-am văzut, dar nici n-am căutat extrem de adânc să văd dacă mai există niște studii legate de chestia asta și să văd dacă ceea ce am văzut eu și am remarcat e 100% real sau nu. Dar am plecat de la ideea că am cumpărat niște boxe din astea bune. Adică am dat niște bani pe ele, multicei. Boxe din astea de sunet, care există acum pe piață. Eu sunt adeptul sistemelor Sony, Panasonic, în zona asta, pe partea de sunet. Din punctul meu de vedere, sunt destul de bune și atât calitativ cât și ca fiabilitate și ca redarea sunetului. Eu nu cred că am urechea atât de bine formată încât să-mi dau seama de diferența dintre un sistem Bang & Olufsen și un sistem Sony foarte bun, un vârf de gamă. Nu sunt atât de exersat în zona asta de ureche muzicală, pentru că bănuiesc că trebuie să ai și niște calități fizice care să-ți permită să faci diferența între ele. Dar, cu toate astea, am remarcat că sistemele care sunt produse acum sunt foarte mult axate pe zona de amplificare a bașilor. Adică, am un sistem Sony, care este un sistem home theater, un sistem pe care am dat o grămadă de bani când l-am cumpărat în 2008, cred că vreo 1300 de euro am dat pe el, și am remarcat diferența dintre modul în care se aude sistemul ăla și modul în care se aud sistemele de boxe pe care le-am cumpărat acum. Boxe amplificate, boxe active din astea mici pentru cu Bluetooth, cu redat. Dar e o clar diferență între ele, pentru că alea sunt boxe mari din sistemul audio. Boxele mari au alte calități auditive față de boxele astea mici. Dar e pregnantă chestia asta cu amplificarea bașilor. Și am stat să mă uit și am remarcat așa că există o evoluție a muzicii, să zic, evoluția muzicii care a făcut ca sistemele de redare a sunetului să fie adaptate și să se ducă în direcția asta, în direcția în care a evoluat muzica. Și asta vreau să vă prezint în filmulețul ăsta ca să înțelegeți cam în ce zonă ne-am dus și cam în ce zonă ne ducem. Și chestia asta e cumva făcută, adică nu e o chestie, o dezvoltare naturală, o chestie care a dus natural către zona aia, ci o să înțelegeți că e o chestie făcută, concertată și ghidată de către cineva. Și o să vă explic în filmulețul ăsta. Dacă ne uităm un pic în trecut, undeva înainte de anii 500, da, era predominantă muzica tribală, muzica în care, adică muzica făcută din instrumente simple, tobe, pe care oamenii le băteau și scoteau diverse sunete din ele, sunete în zona gamelor de frecvențe joase, adică zona de baș. De obicei, zona asta a gamelor de frecvențe joase este asemuită, adică trezește în om niște senzații dintre astea animalice, niște senzații primordiale, niște sentimente primordiale. Da? Și datorită instrumentelor care existau atunci, nu exista vocal, sau exista vocal, dar prin strigăte, prin care să acompanieze tobele respective și instrumentele respective. Deci, dacă stați și remarcați, o să vedeți că era în zona de sunete joase. Eu mă refer aici la tendința generală, nu neapărat la tendința particulară, pentru că ei mai scoteau sunete și din frunze, adică pe care le băgau între degete și făceau tot felul de chestii prin ele, din fluiere, din alte chestii. Dar asta nu era caracteristică manifestațiilor sau party-urilor pe care le dai, party între ghilimele, da? Pentru că acolo era foarte caracteristică zona asta de tobe, de bași, de foarte mult bas. Asta se întâmpla în trecut, când instrumentele nu evoluaseră atât de mult. După care, în momentul în care au evoluat instrumentele și au apărut instrumentele cu corzi, instrumentele cu desuflat și tot felul de alte instrumente, muzica a evoluat. Adică dacă vă duceți undeva în jurul anilor, între anii 1500 și 1900 și ceva, o să vedeți că
acolo era o muzică în care gama de frecvențe joase, bașii, aproape lipsea cu desăvârșire. Erau foarte prezente instrumente, iarăși era o muzică făcută de către orchestre, o muzică făcută de către grupuri mari de oameni. Da? La fel cum era și în zona aia de tribal, în care grupuri mari de oameni făceau muzica, sau nu grupuri mari, dar erau 3, 4, 5 care băteau la tobe, la diverse tobe. Da? Și în zona asta acum, orchestra era, adică muzica era făcută de orchestră, era preponderent instrumentală și formată din foarte multe instrumente și foarte mulți oameni. Asta ca să poată să acopere o gamă foarte mare de frecvențe și o gamă foarte mare de eu le zic frecvențe, dar nu știu dacă e corect. Adică eu mă refer la chestii fizice, fizică în sensul de frecvență audio, da? Și acolo, dacă o să stai să asculți muzica aia, o să constați că este foarte mult în zona frecvențelor de medii și frecvențelor înalte. Adică undeva peste 7000 de herți către 15000 de herți. Adică zona de frecvențe medii și frecvențe înalte. Toată muzicalitatea și toată chestia asta legată de muzica respectivă, de melodia respectivă, se concentra în zona frecvențelor astea. Adică marea majoritate a muzicii era în zona frecvențelor astea, înalte și medii. Da? Și nu prea exista vocal. Adică cam toată muzica era făcută instrumental. Și uitați-vă la compozițiile lui Beethoven, lui Chopin, lui Tchaikovsky, lui cine vreți voi. Da. Încă o dată, eu vorbesc aici de tendințe generale, nu niște chestii particulare, pentru că existau și atunci niște chestii particulare care excedau din chestia asta, da? Bun, după care, undeva după anii 1900, a început să apară muzica vocală. Adică muzica în care instrumentele erau asociate de unul sau mai mulți vocaliști, oameni care cântau. Da? Și dacă o să vă uitați, și aici lucrurile sunt un pic împărțite, pentru că undeva până în anii 80, din ce am remarcat eu, există o mare majoritate de melodii și care era făcută de banduri, de trupe. Da? Adică trupe formată din 1, 2, 3, 4 vocaliști și instrumente asociate. Numărul de instrumente, în schimb, s-a diminuat față de instrumentele care erau prezente înainte într-o orchestră. Adică cumva s-a restrâns muzicalitatea și ea s-a înlocuit această muzicalitate dată de instrumente cu vocile, cu muzica dată de vocile a mai multor persoane. Dar de obicei banduri, trupe. Adică dacă vă uitați undeva în anii 50, 60, 70, 80, acolo sunt foarte multe trupe prezente. Când zic foarte multe, zic mult mai multe decât sunt acum. Adică eu mă refer la perioada pe care o trăim noi acum. Da? Și aici muzica s-a concentrat în zona frecvențelor medii. Adică nu mai era ca cealaltă făcută de orchestre în zona frecvențelor medii și înalte, ci s-a concentrat foarte mult în zona frecvențelor medii. După care, undeva după anii 90 încoace, muzica a început să fie făcută de un singur om, adică în zona asta de muzică asociată trupelor s-a diminuat foarte mult, adică nu prea mai există trupe la momentul actual, banduri care să facă muzică, ci sunt niște excepții care cumva răzbat din anii aia, din 70-80, dar acum tendința generală în muzică este ca un singur om să cânte. Numărul de instrumente s-a redus extrem de mult, adică nu mai vezi omul respectiv cu orchestră. S-a dus zona de muzicalitate, zona de bandă de frecvență, a coborât foarte mult în zona de bași și în zona asta de frecvențe joase, cu accente către zona de frecvențe medii și foarte puțin către zona de frecvențe înalte, dar există o concentrare foarte mare de muzică în zona asta de bași. Da? Adică cumva ne-am întors la sunetele tribale, la sunetele alea care erau produse în vechime datorită lipsei instrumentelor și ne-am dus în zona asta de zona de bași foarte mult. Da? Bun.
Tendința este în continuare asta, din ce văd eu. Tendința este în continuare aceea de a face muzică un singur om, o singură voce, adică de reducerea frecvențelor și de concentrarea lor în zona de bași. De asta, din punctul meu de vedere, muzica din anii 80-90 avea o muzicalitate și avea o tonalitate specifică și o frumusețe, o rotunjime pe care nu o mai regăsește astăzi în muzică. Da, pentru că era formată din trupe, era formată din mai multe instrumente care puteau acoperi o gamă mai mare de frecvențe care suna foarte bine pentru urechea umană. De asta cei care suntem învățați cu muzica aia nu prea acceptăm muzica asta. De asta cei care erau învățați cu muzica de dinainte de anii 50, le-a fost foarte greu să accepte muzica după anii 50, 60, 70, 80, pentru că s-a schimbat muzicalitatea. Da? S-a schimbat modul de percepere al muzicii. Muzica asta asociată cu sunetele tribale și cu sunetele joase este o muzică, așa cum vă spuneam la început, care este asociată cu instinctele animalice, cu instinctele primare, cu instinctele de mișcare. Cu cealaltă, care este asociată cu sunetele medii și sunetele înalte, este o muzică relaxantă, este o muzică care îți dă o anumită stare și care o poți înțelege și o poți trăi atunci când ești într-o stare de relaxare. Da? De asta cred eu că și oamenii tineri care sunt mult mai activi și mult mai vibranți și au foarte multă energie preferă muzica asta, în zona asta de bas, muzica activă și în zona de bas mult, pentru că se vorbește foarte mult de o frecvență care se cheamă 120 BPM. O frecvență, nu e o frecvență. Înseamnă 120 de bătăi per minut. Este frecvența la care funcționează basul, adică ar trebui să obții 120 de bătăi de bas pe minut, o bătăi de tobă pe minut, pentru că este frecvența care este asociată cu bătăile inimii atunci când ești într-o stare alertă. Da? Și asta, frecvența asta îți creează o stare de agitație și o stare de mișcare și o stare... De asta tinerii sunt foarte atrași de muzica asta cu frecvențe joase. Pe când ăștia alți care sunt în zona de 35 de ani, 35, 40, 45, 50 și chiar mai mult, nu mai preferă muzica asta. Pentru că ritmul lor de viață este unul încetinit, suntem mult mai pasivi din punct de vedere energetic și atunci noi ne ducem în zona de muzică de relaxare, în zona de muzică în care muzicalitatea este mult mai completă și starea pe care ți-o indică și ți-o dă muzica respectivă este una de relaxare și nu una de agitație. Da? Vă spuneam la început că lucrurile astea sunt făcute și sunt duse în direcția asta de muzică cu bași și de muzică în zona asta. Pentru că dacă să vă uitați la foarte multe melodii care sunt create în ultima vreme de către artiști, o să vedeți că există o linie muzicală care este comună. Și de la linia aia muzicală au început să apară diverse variațiuni. De exemplu, artiștii români pe care i-am ascultat în ultima perioadă au o linie muzicală care vine undeva din zona de vest, de undeva din zona Americii. Adică acolo s-au creat anumite linii muzicale de-a lungul timpului și se dau trendurile și urmează aceeași linie muzicală. De ce? Pentru că este o muzică comercială, este o muzică care dacă a prins acolo, ținând cont că foarte multă muzică vine din zona SUA, este o muzică care dacă a prins acolo, sigur are multe șanse să prindă și aici. Și atunci de asta ei urmează linia asta muzicală. Și urmează linia pe care o văd acolo și încep să creeze piese pe aceeași linie muzicală, având aceeași muzicalitate cu cele care sunt create în SUA. De asta vă spuneam că ea este creată și trendul ăsta este creat acolo, sau cel puțin asta constat eu. Ceea ce v-am spus în filmul ăsta este ceea ce am constatat eu. Da? Ăsta este motivul pentru care sistemele de sunet care se fac în ultimii ani sunt sisteme care sunt orientate foarte mult pe redarea bașilor și se duc în zona aia de fidelitate pe redarea bașilor. Da, adică nu mai sunt concentrate să redea foarte multe frecvențe. Așa cum sunt, de exemplu, sistemele pentru audiofili, pentru că sistemele astea mai bune, sistemele de mai bună calitate, pot să redea foarte bine atât frecvențele joase și frecvențele din zona asta joasă, cât și frecvențele înalte și frecvențele medii, acoperind toată gama și reușind să o acopere și să o facă foarte, foarte, foarte bine. Da? Ăsta este motivul pentru care sistemele de sunet de la momentul ăsta se duc în zona asta de bași și se duc în zona asta în care dacă ai trecut de la un sistem de ăsta la un sistem de
sunet din ăsta de cameră, de sunet care e făcut să dea bine, o să vezi o diferență foarte mare. Stăteam și eram cu soția și ascultam niște melodii și eram nemai ascultând de foarte mult la sistemul audio, pentru că l-am avut, am mutat niște chestii pe aici prin casă și l-am avut dezactivat, că trebuia să pun boxe, să pun cabluri, să pun boxele de acolo acolo și n-am făcut. Și am făcut chestia asta. Și eram extrem de fascinat cât de bine se aude și cât de bine sunt împărțite sunetele și cât de clare sunt făcute sunetele și cât, adică cumva te cufunzi în muzica aia în momentul și dacă e o melodie care e făcută să sune așa, ai senzația de cufundare în melodia aia și de contopire cu melodia aia și îți creează niște senzații extrem de plăcute, senzații pe care sistemele astea de boxe active care sunt acum nu prea pot să o creeze. Da. Asta am vrut să vă spun despre muzică și asta este ceea ce am constatat eu. Aștept și părerea ta în comentarii pentru că e foarte interesant din punctul meu de vedere și e interesant să vezi cum au evoluat lucrurile și să înțelegi chestia asta. Te aștept și pe tine să spui părerea în comentarii. Mulțumesc, dă click pe subscribe și pe clopoțel, te anunț eu tot mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!